Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a sfințit astăzi altarul de vară al parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Bacău. Acesta a fost așezat sub ocrotirea sfinților români. Înalt preasfinția sa a oficiat în continuare Sfânta Liturghie, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele profesor Eduard Cosma. Avem, din păcate, fiecare dintre noi, fie că conștientizăm mai mult sau mai puțin, în viața noastră o graniță o graniță care nu exista din fericire în mintea Apostolului Hristos, de exemplu, o graniță care contribuie la transformarea relației noastre cu Hristos dintr-una interioară într-una exterioară, din păcate. În momentul când Hristos îți devine exterior, nu mai ai nicio șansă să te întâlnești cu El. Această graniță care există în mintea fiecăruia dintre noi este granița dintre credință și rațiune. La final, în alt Sfințitul părinte Ioachim a vorbit despre importanța sfinților români în viața credincioșilor și a prezentat câteva volume publicate recent. Dumnezeu m-a să scriu câteva slujbe la Sfinții mai important. Până acum, fără mândrie, spun cu smerenia călugărului, deci până acum am alcătuit slujbele și acatistele aproape a 60 de Sfinți români. Această lucrare se vrea a fi receptată ca un manual sau un îndreptar liturgic pus la dispoziția profesorilor de tipic bisericesc sau teologie liturgică a monahilor și preoților teologi cu înclinații imnografice și a tuturor acelora care vor să știe cum se alcătuiește în mod practic o slujbă care va intra în patrimoniul Ortodoxiei. Aceste trei volume le veți vedea aici, permanent, și le ofer Părintelui paroh, ca să le pune la biblioteca așezământului și din când în când cineva poate vine să studieze cum se alcătuiește o slujbă în biserica noastră. În alt preasfinția sa a oferit apoi distinții de vrednicie celor care au contribuit la înnoirea și înfrumusețarea bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Bacău și a altarului de vară, Distincția au primit și Laura Damian, președintele asociației nevăzătorilor din România filiala Bacău, și Alina Andrei, pentru sprijinirea celor aflați în suferință. În continuare, părintele consiliere parhial Ilarion Mâță a prezentat o carte de rugăciuni scrisă în alfabet brai pentru nevăzători această carte inedită, cum ați și aflat de la Nar Preasfințul Părinte Arhiepiscopul Ioachim, este darul pe care îl oferă tuturor nevăzătorilor din România, Asociația Nevăzătorilor, care este fondată încă din 1954. Iată că anul acesta se împlinesc 70 de ani de activitate neîntreruptă a acestei asociații, care se află în slujba persoanelor care nu au vedere fizică. Această carte va fi un dar pentru toți acești oameni care doresc să și îmbogățească viața duhovnicească, să se roage. Ia voastră, înalt preasfințite părinte Ioachim, român al Jubacăului, Dați-mi voie să vă mulțumesc în numele credincioșilor, a preoților, slujitor a acestui altar închinat Sfinților Treirari și Sfinților Români, de a, a avea azi în mijlocul nostru cu acest prilej al Hramului, dar mai mult cu bucuria aceasta a proiectului pe care, sub înalta binecuvântare, în Alprea Sfinției, l-am implementat în parochia noastră pentru Asociația Nevăzătorilor din Filiala Bacău, primind această carte de rugăciune necesară și pentru dânsi. Parohia Sfinții Trei din Bacău a fost înființată în anul 1991 pentru dinamizarea activităților din parohie. În 2016 au fost puse bazele unui centru social-medical și cultural-educațional.